să votăm responsabil. Să nu ne încuiem ușa pe dinăuntru și ceea ce a fost pornit din 2009. Mă vorbesc la partea pozitivă a lucrurilor care s-au întâmplat după 2009, cu vectorul european care trebuie să fie menținut, cu proiectele care au demarat cu susținerea partenerilor noștri externi. Trebuie să fie continuitate la toate aceste proiecte, dar pentru aceasta avem nevoie ca în postul de președinte Republicii Moldova să fie un președinte cu coloana vertebrală dreaptă, da? Care să spună lucrurilor pe nume, cu adevărat să fie un președinte incomod acestui sistem și care nu va da voie ca cetățenii să fugă pur și simplu din acest stat.